Un legumicultor român este pe punctul de a da lovitura. Pasionat de soiurile vechi adunate din toată lumea, acesta a descoperit un tip de roșii care rezistă toată iarna. Cu lese toamna și ținute la temperaturi optime, acestea rezistă fără probleme trei luni, susține cel care l-a descoperit. Un pasionat de legumicultură din județul Nemț, pe numele său Valentin Cucu, susține că a găsit soiul de tomate ideal pentru că ele să fie consumate fără probleme pe toată perioada iernii. Acesta susține că roșiile nu au nevoie de condiții speciale de păstrare, temperatura camerei fiind ideală pentru ca roșiile să-și păstreze calitatea și gustul avute la momentul culegerii de pe vrej. Pasiunea pentru soiurile vechi de legume, dar în special de pătlegele, a făcut posibilă această descoperire. Întâmplarea a făcut să depoziteze în toamnă câteva tomate negre într-o cutie de care și-a adus aminte zilele trecute. Numică i-a fost mirarea când le-a găsit intacte, iar gustul era identic cu cel pe care roșiile le-au umplin sezon. Legumicultorul susține că acasă are o grădină de aproximativ 1000 de metri pătrați cu peste 100 de soiuri de legume, din care numai puțin de 70 de soiuri sunt de roșii, atât românești cât și europene. Tot el este acela care susține că a reușit să facă prima variantă românească de roșie cartof. Este vorba de o altoire simplă, care se face în V. Nu implică vreo tehnologie ieșită din comun. Orice om care se pricepe o poate face. Pentru reușita culturii ai nevoie de un cartof productiv și o roșie care face fructe de mărime mică spre medie. Pentru partea superioară merg foarte bine roșiile ceri. Este importantă alegerea soiului atât pentru cartof cât și pentru roșii, pentru că cele două plante trebuie să consume în mod echilibrat nutrienții din sol, astfel încât soiurile alese să producă o cantitate similară de legume.